ceasurioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Bună ziua, bună ziua! Mi s-a spus că am aici, așteptați orice oaspeți, o să-ți pășească pragul. Așa că și noi venim astăzi aici la tine să te felicităm. Vedem că ai cea mai frumoasă vârstă, 18 anișori, Victoria. Astăzi faci cea mai dorită și cea mai așteptată, bănuiescă, vârstă de orice adolescent, așa este? Tu pentru ce ai așteptat acești 18 anișori? Ce ai vrut să ai voie de astăzi? Totul! Așa, dar care e cel mai mare vis? O să am 18 ani și o să fac? Nu știu, să dau examen de bacalaureat, să-mi ia permis, să fac orice. Deci, planurile sunt mari, da? Iar noi vrem să-ți urăm ca viața ta de adult să fie presurată doar cu surprize frumoase. De asta și venim la tine să-ți aducem un buchețel de flori, un sincer la mulți ani și cele mai frumoase și calde urări de bine. Ia să vedem ce-ți șoptește inimioara. Știi tu oare cine ne-a trimis la tine? Nu știu, sora poate. Dar de ce se duce gândul la sora? Crezi că doar ea te iubește? O să curgă machiajul. Noi ne bucurăm că inimioara ta de surioară știe ce bucățică din ea lipsește astăzi aici. Surioara ta, într-adevăr, este departe, dar cu inima alături de tine. Și ne-a rugat din partea ei să-ți aducem un buchețel cu flori. Așa că primește-le, frumoasa noastră, acest buchețel cu flori albe și minunate. Și aici pentru tine mai este un mesaj de felicitare. Și tare te rog să-l asculți, pentru că este scris din inimă pentru scumpa și draga și cea mai frumoasă omageată de astăzi. Astăzi este o zi importantă. Ai ajuns la cea mai așteptată vârstă pentru tine, 18 anișori. Scumpa și draga noastră, au trecut câțiva anișori buni de când te-ai născut, dar pentru noi ești tu în continuare același copilaș, mic și sensibil, cu glumele tale speciale și amuzante. Ești frumoasă și deșteaptă. Noi ne mândrim cu tine și așa să o continui mereu. Fii veselă și plină de viață. Așa cum te știm, ești o ființă gingă și cea mai bună, cea plină de dragoste pură pentru cei din jur. Ești sufletul petrecerilor și bucuria familiei. Un omuleț foarte important. Îți dorim succese mari la învățătură și în carieră, sănătate de fier, dragoste reciprocă, fericire fără limite și doar prieteni adevărați în preajmă. Fie ca ziua ta de naștere să devină o sărbătoare minunată pentru tine și pentru oamenii dragi ție, care îți sunt astăzi alături. Aceasta să fie una dintre cele mai memorabile, extraordinare, vesele și plăcute zile din viața ta și mai ales pline de surprize. Te iubesc foarte mult! Tu ești tot ce am mai scump pe lume. Nu vreau să te văd supărată și nici nu vreau să știu că cineva și-a permis să te jignească într-un fel sau altul. Eu doar pe tine te am. Ești o parte din mine și din inima mea. Scumpa și iubita mea, vreau să-mi cer iertare că dacă te-am supărat vreodată. Ia-mi spune, te-a supărat vreodată? Mai ții minte ceva? Sau de micile certuri dintre noi, dar eram mici și nu ne dădeam seama. Îmi cer scuze pentru faptul că astăzi lipsesc și nu sunt alături la această frumoasă aniversare. Îmi pare rău, dar chiar să știi că de la mii de kilometri eu oricum sunt sufletește alături. Bănuiesc că și tu ești sufletește alături de ea, da? Da. Îți mulțumesc că faci parte din viața mea. Este un noroc mare să ai o soră ca tine, cu suflet drag. Te pupăcim și te îmbrățișăm călduros și ne cerem scuze că nu suntem prezenți
prezenți, dar cu gândul că suntem alături. Îți dorim tot binele din lume. Cu drag, surpriza vine de la Surioara și cu mețelul tău. La mulți ani și o aniversare frumoasă alături de cei dragi, iubita noastră. Bănuiesc că din suflet le-a scris cu așa de multe cuvințele. Zic că sunt cuvintele multe, înseamnă că și dragostea și dedicația una față de alta e la fel de mare. Bănuiesc că dacă ți-am dat voie și ție, ai scris și tu la fel. Ce-i transmiți tu surioarei tale dragi cu mețelului? Aș vrea să-i mulțumesc foarte frumos și, nu știu, am emoții, dar o aștept cu mare nerăbdare acasă. Este și ea pentru tine sufletul tău pereche. Da. Dacă nu ții minte nimic din certurile care au fost, înseamnă că ai ținut minte doar partea bună a lucrurilor, da? Da. Și cum spunea, că doar pe tine te am, înseamnă că sunteți doar două comori la mamă, da? Da. Este și mama aici? Da. Vă mulțumim dumneavoastră pentru aceste comori frumoase, pentru dragostea acestor fete, pentru toată dăruirea care o au una de alta, se datorează, bănuiesc că, în mare parte, educației care au primit-o de la părinți. Pentru aceste frumuseți de fete, un mare, mare mulțumesc și de astăzi aveți încă un matur în casă, da? Cu acte în regulă. Și noi dorim ca toate visele tale să se realizeze, dar cu așa părinți, cu siguranță. Și cu așa o surioară, viața ta este un vis frumos și cred că toți au grijă să te surprindă cât mai plăcut, da? Da. Ce-i dorim noi acestui om frumos la început de cale de matur, mama? Ce-i doresc cu cale luminoasă, o viață lungă, fericită și sănătate. Și tot ce-ți dorești să se împlinească, toate visurile ei care se pune în gând să se împlinească. Și tata? Multe, multe sănătate și bucurie în viață. Restul o să-mi fac toate. Și părinții sau mama, ce transmite la a doua surioară, inimioara cea dragă și scumpă, care de la mii de kilometri își transmite cele mai calde și frumoase gânduri către voi? Bănuiesc și un mare mulțumesc din partea ei pentru cadoul care îl are, și anume surioara ei dragă. Da. Mulțumim de suflet pentru toată stăruința ei. Este optimistă și tot ce spuneam. Gând sunt tineri. Ne dorim sănătate și mladenie. Sper că atunci când vă veți revedea să sărbătoriți și să aveți o zi la fel de frumoasă ca și astăzi. Da, mai avem un cadou acolo, inima. Hai să-i dăm cadou la fata asta frumoasă și să-i spunem un cuvânt de felicitare. Îi spunem ceva? La mulți ani! Și toți fericiți! O să găsești un loc și pentru cadou ăsta? Desigur. Hai acolo. Uite așa, la mulți, mulți ani și nu degeaba ei sunt doi, că mai ai un cadou acolo. Hai să vedem cadoul la doilea. Este? La mulți ani. Da, încă un loc mai ai? Uite așa, treceți mai grămăjoară și toți împreună cântăm toți oaspeții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la când ai văzut care este, de fapt, cel mai mare cadou pentru tine, cum ți se pare? Sunt, nu știu, sunt foarte emoționată, dar totodată plăcut surpriză. Îți mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos că ați reușit și ați venit toate greutățile, dar ați venit acasă.
întrebându-l pe Tanișa, cum de ai hotărât să vii? Că am doar o singură soră pe această lume, cum să nu vin la ziua ei de naștere? Asta este ceva frumos, înseamnă că între voi este într-adevăr și relația de soră, dar și o relație de prietenie, bănuiesc, strânsă, da? Floare de primăvară.